Servus toată lumea, sunt Snic și bine v-am regăsit la o nouă promovare pe canal. Înainte să începem promovarea, aș vrea să vă anunț că aveți prețurile promovărilor în descriere și unde mă puteți contacta ca să putem să vorbim despre promovare. Iar astăzi aș vrea să-l promovez pe Regret, sau cred că se citește Regret. Nu știu, mi s-a părut interesant când am văzut Regret. Bă, nu m-am gândit niciodată, bă, Regret ar putea fi așa un, nu știu cum să spun, un nume de ăsta de scenă, cum ar fi, știi, ca să zic, da, Regret, Regret. Ce faci, bă, Regret? Da, nu știu cum. Ok. Hai să vedem. Are thumbnail mișto. Regret comentarii. Ok. Are și avatar. Și astăzi voiam să vă arăt că tipul ăsta e un pic mai diferit față de mine, adică de noi, comunitatea cu Minecraft-ul. Hai să intrăm la primul videoclip de pe canal, mă rog, care ne deschide canalul. Te-ai gândit să treci de la CSGO, Minecraft, League of Legends, Mate in 2 la un joc care necesită 70% gândire și 30% noroc? Ei bine, joacă Hearthstone. Acest mirobolan joc nu te lasă să te comunici în mod liber cu adversari din cauza gamerului adevărat care își etalează organul genital și se ia de familia ta. Aaaa, bă, oleu, mi-am inteles și un videoclipul ăsta acolo de pe Skype, Pula toată viața! De multe ori meciurile între prieteni ieșind cu bătaie. Pula morții, mă, unde stai, mă, putu-s un neam? De acum ai trecut de la case opening la pack opening. De asemenea, în joc există cărți normale cu valoare și baștane care arată cât de profesionist ești tu de fapt. În acest joc există multe, foarte multe. Ok, bă, am văzut, vedem că acest, e o parodie la Hearthstone, frate, e un videoclip mai interesant, dar hai să vă arăt eu ce are pe aici. În primul rând, nu prea vedem Minecraft pe aici, da? De asta trebuie să, nu știu, să... Eu m-aș abona la el numai pentru că începe să nu mai posteze Minecraft. Avem și GTA 5, o parodie. Opa, eu nu știam de asta, de parodie cu GTA 5. Dacă te-ai săturat să cumperi skin-uri pe CSGO, apoi să le pierzi la pariuri. Dacă te-ai săturat să cumperi conturi de Minecraft până pentru că ești prins cu cheat-uri. Dacă te-ai săturat să bagi bani în Mate in 2 pentru a-ți cumpăra iteme sau agenturi top de care nimănui nu-i pasă. Nu mai Dacă are îți cumperi GTA 5 dacă combini toți banii pe care ai băgat în jocurile astea. De asemenea, aer. acest joc este o conspirație promovând Bă, venirea foarte unui virus interesant, nu care știu te-ai cum. infinit pentru că tu îți vei da respawn. Bă, copyright-ul să mor eu. Stai, mă, nene. A, nu, 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 nu. Bă, am văzut că face multe parodii. Consolă sau pe care, hai să vedem ce mai are, pentru că are un canal destul de, nu știu cum să spun eu, nu diferit, vreau să spun cu multe lucruri, deci nu are numai o serie sau ceva de genul. Are o grămadă de chestii, comentarii chiar. Vagă sau nu comentariu, astăzi vom vorbi despre PC sau console. Acest subiect mi-a fost propus de cineva pe Skype și dacă ai și tu o idee de un subiect, te rog frumos să-l lași în secțiunea de Bă, comentarii. frate, foarte interesant că face și comentarii, face de toate. Omul chiar muncește pentru canalul ăsta, adică se vede că editează, că își face scenariu, comentariu aici. Nu știu, deci eu chiar v-aș recomanda să intrați pe aici, pe la canal, pe la el, vedem ce are pe la despre. O descriere. Are și calculatorul aici și haideți să ne abonăm cât mai mulți la el pentru că merită omul. Aveți aici și pagina lui de Facebook. Și da, fraților, dacă vreți să râdeți, v-aș recomanda să vă uitați la el, adică uitați-vă numai câte videoclipuri are. Uitați-vă numai câte comentarii și videoclipuri are, așa că eu zic că tipul ăsta merită pentru început, e super ok, are calitate video, audio, chiar nu am mai uitat, sunt toate, cred că presupun că 720, nu? Da, logic. Ah, chiar 60 de Salutări, ce frame-uri. mai faceți? Probabil v-ați întrebat de ce jocurile pe Steam sunt așa de scumpe. Noi, ca și români, trebuie să plătim mai mult decât Da, oamenii din într-adevăr, lume. asta merită să vă uitați la chestia asta pentru că așa, noi trebuie să plătim mai mult pentru jocurile de pe Steam. Mă rog, cam atât cu promovarea asta și v-am zis, prețurile în descriere și da, bă, abonați-vă la el, subscribe. Eu să mă abonez la el, așa că, pa, bă.